Salutare tuturor, numele meu este Viper, bine v-am găsit la un episod de Skyverse. Well, cred că asta este episodul 43, dacă nu mă înșel, și o să trecem aici direct în prima rundă, o să jucăm ca de obicei solo normal pe Hypixel și se pare că ne-a picat o mapă foarte proastă, dar vom juca pe ea să vedem cum ne descurcăm. N-am mai jucat de la ultimul episod, încep să joc doar când filmez, deci... Și l-am omorât și pe ăsta, aparent am omorât pe amândoi. Ce copii proști vor ei să vină să-mi... Vrea el să vină să-mi dea mie clean up? Mai bine nu, boss, că eu sunt talentat. Jucăm cu textura Red Default Pack, este o textură de-a lui de Real Red. Și există pe net, puteți găsi. Și o să continuăm să facem videourile așa, în aspect ratio obișnuit, gen aspect ratio în care filmez. Ok, aparent habar n-avea să joace omul. Și am reușit să-l omorâm ușor. Și gata, ne-am stacat. Să vedem. Tu. Lol, avea și rod cu knockback 2, băiatul. Dar nu era prea talentat la PvP. După cum ziceam, folosim microfonul Somic Danin, ăsta pe care l-am folosit și în video-ul ăla cu Cosmin, cu designul. Pentru că am găsit o modalitate de a-l pune să stea pe birou și e destul de confortabil pentru că nu trebuie să mă plec. Pur și simplu stau normal și se aude. Ai și un chest plate și sabia cu fire aspect. Nu este ești un Alex fără viață. Dacă tu vrei cu arcul, păi îți dăm cu arcul atunci. Foarte bine. Și mai e ăla care pare a fi AFK. Așa că ar trebui să scăpăm de 1337 Celsius. Cât aici ce pește și am câștigat. Și am dat acolo alte tab din greșeală. Și am câștigat. Nice. După cum probabil auziți, acesta nu o să fie un episod hype. Pentru că nu este o zi în care sunt hype. Este o zi așa mai plictisitoare. Dar e ok. Asta, broasca asta vrea să vină pe mine. Mamă, ce am dat-o. Mâncăm și asta. Aveam încă frog potion, și avem și noi un frog head acum. Să mergem la mid, să nu fie cineva. Mamă, păi ne băgăm aici și stăm aici. O, avem un gap perfect. Niște armură și o sabie foarte OP, ce tare. El face. El se salvează de la knockback sau cum, că nu înțeleg. Sper că n-a dat perlă, perfect, a murit. Mi-a dat și mie o perlă, ce tare. Salty Rat, șobolan. Sărat. Acum, sincer, nu știu ce să mai aplaudez, așa că o să aplaudez probabil Skyverse în continuare. Pentru că nu e nimic mai superb. Și bossule, întoarcem, ești un copil de la care e grav. Ok, și am câștigat cu jumătate de inimă. Ce era pierdut la faza aia? Sper că nu s-a auzit cum respiră microfon, dar am reușit să câștigăm. Ce tare. O să trească să mai jucăm și puțin pe Dreamland. Am văzut că sunt niște buguri și de asta nu... Și pentru că faptul ăsta e 1.13 și nu e pe snapshot, dar ar fi prea greu să facă serverul direct pe Dreamland. Poate o să explorăm puțin, o să căutăm niște chestii, că de building chiar nu mai e cazul. În cazul meu, nu mai e cazul, în cazul meu, cam complication. Păi stăm și așteptăm aici. O pica ca prostul, nu cred. Și-am luat kill-ul, lol. M-am făcut în taste. Nu. Nu. Strength. Și-am câștigat cu strength. Ce tare am câștigat. Ce ușor am câștigat, lol. Ce ușor câștigăm meciurile. Mamă, câte blocuri anihilăm aici. Deci ce ușor câștigăm meciurile cu strength-ul ăsta.
Tare. Am jucat ca Spartan în ultimul timp. Deci, Unturned și Zuma's Revenge și niciunul nu mi se pare potrivit pentru o aplatare pe canal. Deci, nu o să aplatăm nici Unturned, nici Zuma's Revenge, că nu sunt niște jocuri așa frumoase. Și nu știu de ce s-ai pus lavă. N-a avut prea mult sens. Și așa ciudat acum să stau așa mai aproape de monitor și să joc cu FOV 90. Că totul este așa de apropiat. Înainte jucam cu 100, dar la urmă așa. S-ar putea să cred că se vede mai bine cu FOV 90. FOV 100 era prea zoomed out și dacă te uitai pe un dispozitiv mai mic și era și mai greu să țintesc. Până la urmă, orice FOV e bun. Și 70 și Quake Pro. Și mi s-a albit monitorul. Ce? Așa, gata, s-a rezolvat. Am flux, mi se ajustează fluxul și ăla are armură. Evident că l-am ratat. Dacă de... Mai nu mai avem ouă. Și ce facem fără ouă? Nu cred! Tu, cel cu foarte multă armură. Bro, trebuie armură ca să reușești. Nu doar PvP per skill. Acum să nu mai vină unul să-mi dea clean up mie. N-ar fi prea frumos din partea lui. De ce am pus dob? Trebuie armură, bro, să reușești. Și cam asta a fost. Cam asta a fost, fraților, episodul de Skyers. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Viper și noi ne vom vedea data viitoare. Salut!